academician renumit, Naroșnițchi, care a început să a prezentat un referat că independența României se datorează numai armii rusești, care a eliberat, armii liberatoare, așa mai departe. Și iată aici, atunci, voi fost răpită cu documente la tribună și vorbește despre acel mare aport care la toate etapele l-au adus românii, și material, și deci, involuntari și așa mai departe, și vorbim că iată independența României se datorează numai și numai armii rusești, el spune că iată scrisoarea comandamentului rus care roagă pe regele României că dacă nu vine să ajute, se pierde armata rusă. Și iată, deci, a fost căpătată și cu efortul poporului român independența. Știți, această ieșire a lui acolo a impresionat foarte mult. Eu eram la Moscova, Naroșnițchi a venit să plângea că l-a făcut de război. Și vorbea toată Institutul de Studii Sud-Est Europene, uite istoricul de la Iași, Boicu, ce i-a făcut lui Naroșnițchi. Deci, iată, eu aș putea să vorbesc mai multe momente. Noi aveam întâlniri cu dumneavoastră, discutam în timpul de acestor stagieri care le aveam atunci la Iași. Deci, dumneavoastră a fost acel care în toate perioadele, cât a putut, punea amândouă maluri. El totdeauna se gândea și la patria lui mică de aici, care trebuia să devină și ea cândva parte componentă a patriei mari. Vreau să mă mai adaug că opera lui a fost deschizătoare de drumuri. Și dovadă o aveți că iată, deci, cetățeanul de onoare dumneavoastră de aici, Vlad Mischieta, merge pe calea trasată de Leonid Boico. Acela a inițiat studierea problemei sau chestiunii române în context internațional. Și asta a fost aportul lui mare. Vlad Mischievka, continuând ceea ce a făcut Boicu, desprinde în această mare chestiune, compartimentul, chestiunea basarabeană, se scrie lucrări la această temă. Deci, eu cred că amintirea despre acest istoric care face onoare orașului dumneavoastră trebuie să fie păstrată și adusă la cunoștința noi generații. De partid de la Moscova, de la Brejnev până la Gorbaciov, când nu am învățat din cărțile distinsului istoric Boicu, nu erau ele, deși nu erau paradise nici la bibliotecă, nu ajungeau, dar nu se preda din acele cărți istoricilor de la Chișinău. Ci doar în cadrul Academiei, în cadrul cercetărilor, deja sub îndrumarea profesorului Dragnet, am înțeles că trebuie să mă apelez dacă abordez subiectul istoria Moldovei în relațiile internaționale la sfârșitul de 18, început de secolul 19, este obligatoriu să cunoști, să citești cartea lui Leonid Boicu. Le-am parcurs ceea ce am găsit. Și cât mi-a fost mie uimirea și plăcerea de a surprinde, de a-l cunoaște pe Leonid Boicu, pe viu, în acea primă plecare științifică post, în România post-ceaușistă, în cadrul zilor academice ieșenie din octombrie 1990, cu echipă, o mână de istorici de la Chișinău, care au primit încă avizul de la organele de securitate dacă au voie să treacă prutul, dar deja regimul pârâia și la Moscova, precum a trecut acel regim și la București, am avut un raport și o comunicare în care am abordat subiectul Părcii de la București. Cartea nu era încă apărută, publicată, dar o comunicare care, spre uimirea mea, a fost bine primită.
chiar foarte cald și bine primite de către colegii de la Iași, iar când în discuțiile și convorbirile deja neoficiale, neformale, s-a apropiat de mine istoricul Leonid Boicu, pe care îl văd parcă acum în față și dacă privesc în sală, îl revăd iarăși în tipul fiicii sale, care a păstrat trăsăturile fizionomiei lui tata. Deci, domnie sa, mi-am întrebat de unde ești băiat. Și eu am spus, aveam atunci niște 20 ceva de ani. Zic, sunt din, bine, din județ Soroca, la general, dar mai concret. Hai zic că tu nu cunoaște orașul Dondușeni, raionul Dondușeni, zic, din Dondușeni. Și atunci a spus, băiete, că sunt de acolo. Și am avut emoții, fiindcă o personalitate extraordinară, care a rămas în istoriografia națională și istoriografia internațională, nu doar cea românească. Deci, evocat astăzi de către colegii, prietenii care au cunoscut, credeți-mă că sunteți, sunteți martori oculare a unui eveniment și mă adresez în cazul dat mai mult celor tineri din spate, urmarea care o înțeleg, că noi am dat peste cap tot programul, vorbim mai mult, dar ne-am adunat, a trebuit să treacă 75 de ani, stimați cetățeni, ca să revină familia din 1943 fiind refugiată, mărcam 75 de ani când am socotit. Și a trecut 21 de ani de la moartea președinteiință a istoricului și dacă tot ne legăm de ani, deci nu există jubilee, dar totuși jubileul marcării a centenarului Marii Unii, acelei formare, făurire, acelei țări din care parte a făcut și cetățeanul, tânărul Leonid Boicu și sora sa și întreaga familie care au locuit aici vis-a-vis de școala numărul 2, astăzi liceu rusesc, și care s-a regăsit toponimia vizuală a fost recunoscută de către membrii familiei. Vă spun sincer, mă consider fericit că mi-am pus o sarcină, am avut un scop de a-l face cunoscut în țară, dar în țară istoricii de la Chișinău, credeți-mă că îl vinerează și îl cunosc.